Bună! În primul rând să ne cunoaștem. Eu sunt Florentina Mihalache, am 34 de ani, sunt din Constanța, de profesie sunt economist și sunt mămica unei fetițe în vârstă de aproape 6 ani de zile. Povestea mea începe cu ceva timp în urmă, de pe vremea când lucram în sistemul bancar. Însă am renunțat de mult la statutul acesta de angajat, pentru că acumulasem tot felul de temeri, frici, frustrări, demoralizare, epuizare fizică și mentală. Intrasem, de fapt, într-o depresie, nu mă mai recunoșteam, nu mai aveam viață personală și nici socială. Și a fost momentul în care eu am înțeles că, din punct de vedere profesional, acolo nu-mi este locul. Așa că am demisionat și mă bucur foarte mult pentru decizia pe care am luat-o la momentul respectiv. Deși în mintea mea au fost foarte multe întrebări, oare facultatea pe care am făcut-o a fost în zadar? Pentru că probabil și tu vezi ce am văzut eu la momentul respectiv, cum oamenii băncii sunt îmbrăcați frumos în costume, femeile pe tocuri, stau la birou în fața unui calculator cu cana de cafea lângă, sunt bine plătiți. Însă, în spatele acestui tablou, eu am descoperit foarte multe ore de muncă, foarte mult stres, pressing din partea superiorilor, ședințe peste ședințe în care șeful îți spune că dacă nu îți îndeplinești targetul, sunt mulți la ușă care așteaptă să-ți ia locul. Probabil că te regăsești și tu sau ai auzit cel puțin o dată în viață această vorbă. Trebuia să zâmbesc, era obligatoriu, însă nu mai aveam puterea să o fac. Așa că m-am reorientat către o activitate care nu implica atât de mult stres, era un mediu de deconectare și din dorința de a face mai mulți bani și lucrurile să iasă foarte bine, mi-am dedicat tot timpul clientelor. Și așa m-am văzut din nou pusă în situația în care eram între patru pereți, cu dureri groaznice de coloană, foarte mult praf inhalat, vederea mi era supra-solicitată și eram și epuizată fizic. Când ajungeam acasă, nu mai aveam energia necesară și pentru copil. Și așa cum se spune că dacă îți dorești ceva cu adevărat, găsești, eu îmi doream o schimbare în viață, îmi doream un tip de activitate care să-mi permită să am și libertate, dar să am și independență financiară. Divinitatea a făcut ca eu să cunosc o persoană care mi-a propus un alt tip de business, care s-a mulat perfect pe nevoile și dorințele mele. Și imediat mi-a atras atenția asupra unor aspecte foarte importante, și anume venituri pasive, care în nicio altă activitate pe care eu am prestat-o nu aș fi putut obține aceste venituri și în plus nici nu aș fi putut lăsa moștenire activitatea mea de la salon, pentru că s-ar putea ca nici fetiței mele să nu-i placă să stea închisă într-o încăpere. Apoi că îmi pot alege orele de lucru și în funcție de programul copilului și mă pot bucura în același timp și de el. Recunoașterile care nici în sistemul bancar și nici în industria unghiilor nu le-am cunoscut. Și pentru mine este foarte important ca cineva să valideze că ceea ce fac, fac bine. Apoi partea de dezvoltare personală, socializarea, lucru în echipă, plimbările și nu în ultimul rând faptul că pot ajuta foarte multe persoane. Mărturisesc și sunt binecuvântată că de când am întâlnit această oportunitate, viața mea s-a schimbat, a luat o întorsătură în bine. Acum simt că trăiesc, simt gustul libertății, lucrez pentru mine, pentru visul meu, mă bucur în același timp și de copil, pot face această activitate de oriunde mă aflu, fără să fiu constrânsă de programări, de o muncă de birou sau să simt presiunea șefilor. Acum simt că trăiesc. Și întrebarea mea pentru tine este, tu ești mulțumit cu ceea ce faci în prezent? Îți satisface toate nevoile? Ai timp liber pentru tine, pentru familia ta? Ești la locul potrivit din punct de vedere profesional? Dacă răspunsul tău este da, eu te felicit, bravo! Iar dacă răspunsul este nu și îți dorești o viață mai bună, îți dorești să ai mai mult timp liber pentru tine și pentru familia ta, atunci te invit să soliciți mai multe informații despre această oportunitate care a schimbat multe vieți și îți doresc să iei cele mai bune decizii din viața ta.